Un nou duel de tradiție, Mariana Târcă, Gheorghe Tadici, s-a consumat în handbalul feminin românesc, odată cu jocul din cadrul etapei cu numărul 3 din actualul sezon al principalei întreceri interne, rundă în care Corona Brașov, în echipament albastru, a primit vizita formației din Zalău. De această dată, ambii antrenori au avut mult de reproșat celor doi cavaleri ai fluierului, acuzați că în deserânduri au trecut cu vederea jocul dur practicat în ambele compartimente defensive. În rest, show-ul a fost total, cu multe goluri și spectaculoase răsturnări de scor. Chiar dacă în primul act gazdele au condus în permanență, ultima sirenă a reprizei a găsit Zalăul în avantaj minim, montate serios după înfrângerea din jocul precedent la Brăila. Rulmentistele au evoluat la turație maximă în actul secund cu Zalăul și au izbutit o victorie mare, conturată în ultimele 10 minute, atunci când Brașovul s-a distanțat hotărător și s-a impus în final la 4 goluri diferență. Am venit după un eșec la Brăila, toată lumea știe, aveam poate moralul scăzut, am vrut să ne mobilizăm foarte bine, să facem un joc bun, să arătăm adevărata valoare. A fost un joc extrem de dificil. După cum se știe, Zalău este o echipă foarte bine instruită, foarte bine așezată, chiar dacă nu are multe valori. Este o echipă disciplinată și foarte muncitoare. Dar cred că și fetele noastre au aceleași caracteristici și mă bucur pentru ele și mai ales pentru tăria de caracter pe care au avut-o în momentul în care au fost conduse și după pauză revenirea lor de așa natură încât am câștigat fără mare emoții. În orice caz a fost un joc de angajament, așa cum trebuie să fie orice joc de campionat. Astăzi a câștigat echipa care și-a dorit mai mult, care a avut prospețime până la urma urmei în finalul de joc. Obișnuitele reproșuri aduse arbitrajului nu au lipsit din declarațiile celor doi antrenori. Să stai să conduci, să stai aproape, să egal, să conduci 4-5-50 de minute și după aceea să pierzi la 4 goluri pentru că așa vrea, eu știu, cineva. E o bătaie de joc față de munca noastră, a fetelor, dar, repet, oricum, victoria Brașovului este meritată. Este o victorie frumoasă și muncită, foarte muncită și, după cum s-a văzut, cu sacrificii din parte. Exact, sper ca să nu fie accidentări foarte serioase. Din câte am înțeles la Adriana, ar fi o întindere de ligament, iar la Mari, nu știu, s-ar putea să fie o ruptură musculară, nu pot să-mi dau seama ce este. După 3 etape, Corona Brașov ocupă locul 3 în clasamentul Ligii Naționale cu 4 puncte, fiind devansată de Baia Mare și Brăila, ambele echipe realizând până acum punctajul maxim.